Numărul absolvenților care au ales să se înscrie pentru a susține bacalaureatul din toamnă este sub așteptări, cel puțin câteva sute de absolvenți renunțând să se mai prezinte la examenul de final de liceu. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Suceava, la această examinare erau așteptați cei aproape 2000 de elevi care nu au promovat prima sesiune a bacului din acest an, care au absentat candidați din promoțiile anterioare care fie nu au promovat, fie nu au susținut examenul, dar și absolvenții ai promoției 2015 care nu s-au înscris la sesiunea din vară a testării. Numărul de candidați înscriși până în prezent pentru prima sesiune a bacalaureatului este de 1235, însă numărul final al acestora va putea fi stabilit doar după data de 7 august 2015. Trebuie menționat că între 4-5 august 2015, elevii din clasele terminale de liceu susțin examenele de corigență, iar cei care promovează au dreptul să se înscrie la bacalaureat în data de 7 august. Comparativ cu anul trecut, numărul înscrișilor este mai mic. În toamna lui 2014, aproape 2000 de absolvenți au susținut examenul de bacalaureat. Inspectoratul Școlar Județean Suceava a trimis spre aprobare Ministerului Educației și Cercetării Științifice o propunere cu 6 centre de examen și 2 de evaluare constituite pentru sesiunea a doua a bacalaureatului 2015. Sesiunea august-septembrie 2015 a examenului de bacalaureat debutează cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare în limba română pe data de 17 august. Pe 18 și 19 august, înscrișilor le vor fi evaluate competențele într-o limbă de circulație internațională, iar pe 20 și 21, aceștia vor fi examinați la competențele digitale. Probele scrise vor fi susținute în intervalul 24-28 august. Primele rezultate vor fi afișate în data de 1 septembrie. Absolvenții de liceu care susțin bacalaureatul pentru a treia oară vor avea de achitat contravaloarea unei taxe de 240 de RON.